Am revenit în direct la Constanța cu meciul fetelor. Vedem urcând în ring pe Jessica Puglisi. 11 victorii, 3 înfrângeri, un egal pentru aceasta. A reușit și un knockout. Are doar 19 ani această luptătoare din Milano. 16 meciuri până acum, este campioana Italiei, reguli K1. În colțul roșu, Cristiana Stancu, România! O vedem acum și pe Cristiana Stancu, Cristiana Mongol Stancu, luptătoarea din România, în vârstă de 24 de ani, din București. 5 lupte disputate, 3 victorii, 2 înfrângeri. Campioană europeană de Kempo în 2012, atunci când a câștigat și titlul de MMA la amatori. Intră pe muzica celor de la Prodigy, melodia Dangerous Minds. Într-adevăr, o luptătoare periculoasă pentru adversara sa din Italia. Un metru 73 înălțime, 65 de kilograme pentru Cristiana. Am văzut-o și în ultima luptă cât de agresivă poate să fie Cristiana. Se antrenează la Milano, la Thunder Gym, unde este pregătită de Giorgio Castoldi și Cristian Brena. Foarte tânără această sportivă, se îmbate de doar 3 ani. De la 16 ani atunci a început să participe în competițiile de kickboxing. Spune că atul său în ring este rezistența fizică. Și un tatuaj impresionant pe spate. Cristiana Mongol Stancu a început luptele din anul 2004. Lovitura sa preferată este high kick-ul. Campioană europeană și mondială de Kempo, Cristiana Stancu, deținătoarea centurii negre. Și este singura fată care luptă în circuitul Super Combat. Am văzut-o câștigând foarte frumos meciul de la București, din urmă cu câteva luni. Să vedem ce va reuși să facă în fața acestei italiene, ce vine cu un palmares destul de bunicel. Pasionată și de pictură, Cristiana Stancu pictează icoane. A început meciul, Cristiana în negru complet, cu acea creastă războinică, adversara ei din Italia cu bustieră albastră. Iată ce high kick frumos din partea Cristianei și un croșeu de dreapta, gardă inversă acum sportiva noastră. Și a afișat în premieră acest nou look Cristiana la gala precedentă pentru a părea mai fioroasă în fața adversarilor. Nu că nu ar fi și așa, într-adevăr, ai văzut, Florian, cum a lovit mai devreme. Deja două high kick-uri pentru Cristiana în primele 30 de secunde, surprinsă puțin Jessica. Am văzut-o pe Cristiana Stancu într-un stagiu de pregătire la malul mării cu cei alături de cei din Federația de Kempo. În această vară un tatuaj uriaș putem vedea pe spatele italiencei. Low kick, da. Schimb de lovituri între cele două. Italianca se duce peste Cristiana, însă încasează acolo o serie de croșe. Plasare foarte bună a sportivei noastre și contre de braț excelente. În afară de aceste low kick-uri, nu prea arătat nimic luptătoarea din Italia. Respiră greu Jessica, are un meci extrem de dificil. Nu i-a intrat din plin acea directă Cristianei, însă i-a intrat cea de-a doua.
repriză foarte bună pentru Cristiana, taxat-o pe italiancă atât în atac cât și pe contră. A avut câteva tentative Jessica de a se duce în atac, însă a fost contrată de fiecare dată de Cristiana. Prima repriză foarte bună pentru Sportiva din România. Prima repriză excelentă pentru Cristiana Stancu în fața adversarii sale din Italia. Dominată în total runda Sportiva din România. Un fuls pe Alin Panaite de la Respect Gym, o sportivă provenită însă din Kempo. Începe a doua repriză. A avut o carieră bună și la box. Cristiana Stancu a câștigat medalia de bronz la Europeanul din 2014 de la București. Oh, ce lovituri încasează Jessica, de asemenea pe intrare. Foarte bună pe contră Cristiana în acest meci. Încearcă să vină aproape italianca, însă nu prea are succes. Contrată de fiecare dată. Și acum două lovituri, însă încasează din nou. Iată acum o dreaptă bună a italiancei. Italiancei i-a dat capul pe spate Cristiana, însă a ieșit bine de acolo sportiva noastră. O repriză însă mai echilibrată. Directa de dreapta aita luptătoarei din Italia, s-a oprit în bărbia Cristianei acolo. Încă o directă încearcă acolo Jessica. Break. Trebuie să fie atentă Cristiana. Asta e break, stop, ok? Fight. ...40 de secunde din această repriză, o repriză mai echilibrată, spuneam, ceva mai agresivă italiancă și a avut câteva lovituri. Spre deosebire de prima rundă, atunci când nu e intrat nimic, iar Cristiana și-a făcut de cap, pur și simplu, vedem, și lumea s-a strâns la această gară, este de-abia al doilea meci. Sunt, cred că, peste 1000 de persoane strânse în jurul ringului, aici la Constanța. ...10 secunde. I-a lipsit precizia Cristianei în această rundă, dar și agresivitatea. Vedem relor din repriza trecută, o repriză bună pentru italiancă. După ce Cristiana a dominat în prima rundă, Jessica a reușit să echilibreze situația. Iată ce stânga a încasat. A încasat și ea, însă a și dat o repriză, spuneam, echilibrată, care poate fi punctată în orice parte. Însă, cred că asistăm la o repriză decisivă între cele două. Oricum, Cristiana are nevoie de repriză bună pentru a fi sigură că nu-i scapă victoria în acest meci. Am văzut în prima partidă o decizie împărțită. Doi arbitri și-au dat votul pentru românul Iuliu Man, celălalt pentru angolezul Wilmer Cruz. Dreaptă bună acum pentru Cristiana. Foarte bună absorpția și stânga Cristianei. Rezistența, curajul și insistența sunt calitățile mele, spune Cristiana. Acolo. Dacă va pune în aplicare pe final de meci aceste lucruri, nu are cum să rateze victoria în fața acestei luptătoare din Italia. Face pasul în față Cristiana acolo, cea care lovește prima este italiancă. Încă una, încasează însă și Cristiana. Lăsa brațele jos acolo, chiar după ce a lovit-o de două ori la rând pe italiancă, a venit și replica acesteia, foarte bună și această Jessica Puglisi. Nu a trecut permis acolo de Cristiana, însă nu a fost o lovitură foarte puternică. Noi avem o repriză echilibrată, ambele sportive sunt extrem de agresive, un meci extrem de spectaculos, ce dreaptă încasează pe intrare Jessica din partea Cristianei, își împar cele două sportive loviturile puternice, power punches atât pentru Jessica cât și pentru Cristiana, extrem de hotărâte să câștige acest meci, high kick pentru Cristiana, răspunde italianca cu o dreaptă acolo. Ce meci frumos reușesc Cristiana și Jessica. Iată că nu doar băieții, ci și fetele pot face spectacol în ringul Local Combat. Și final de meci, o confruntare extrem de frumoasă
între cele două sportive, să vedem și decizia arbitrilor. Trebuie să felicitate ambele sportive, să sperăm că românca va fi declarată câștigătoare. Prima rundă i-a aparținut în totalitate, apoi au fost două reprize extrem de echilibrate în care ambele sportive și-au împărțit loviturile. Aș spune că a doua rundă un mic plus pentru italiancă, iar runda a treia un mic plus pentru Cristiana. A intrat ușor temătoare meci italianca. Iată, exact ce spuneam, Cristiana a lovit prima cu stânga, însă apoi a încasat și ea o lovitură. Da. Aici iarăși o stânga a Cristianei și iarăși o stânga a italiancei. Cam aceasta este povestea meciului în ultimele două runde, pentru că, așa cum spuneam, în prima repriză, românca și-a făcut de cap în ring, a fost total superioară italiancei Jessica. Am văzut o nouă directă trimisă de luptătoarea din Italia. Spuneam, a intrat temătoare oarecum în meci, prima repriză doar a încasat, însă în celelalte două runde a reușit să dea o ripostă pe măsură. Să ascultăm deciziile. Decizie unanime de această dată. Într-adevăr, Cristina Mongol Stancu reușește o nouă victorie. Toți cei trei arbitri i-au dat victoria Cristianei. După o scurtă pauză, este premiată de Amato Zaharia, președinte Federației de Kempo, Cristiana Stancu. După o scurtă pauză, vom reveni cu o nouă